Unele cărți din Biblie e bine să fie citite toată odată, altele pe capitole. De exemplu, e mai mare randament decât să terminăm într-o săptămână cartea psalmilor, să citim în fiecare zi din an câte un psalm, excepție pot să facă unii psalmi mai lungi. Eu astăzi am fost cu cititul la psalmul 89, de unde vreau să spun câte cuvinte mai întâi pentru Dumnezeu, așa cum obișnuiesc să-L laud. Versetul 5. Cerurile laudă minunile tale, Doamne, și crâncioșia ta în adunarea sfinților, căci în cer cine se poate asemăna cu Domnul? Cine este ca tine între fiii lui Dumnezeu? Dumnezeu este înfricoșat în adunarea cea mare a sfinților și de demut pentru toți cei ce stau în jurul lui. Doamne Dumnezeul oștirilor, cine este puternic ca tine, Doamne, și credincioșia ta te înconjoară? Amin. Lăudat să fie acest mare și minunat Dumnezeu. Să vă binecuvinteze Domnul și în seara aceasta și pentru toată săptămâna, să aveți parte de harul lui, cum vă spuneam, nu numai de un psalm și de o crotire în fiecare zi. Amin. Așa cum ați fost anunțați, astăzi vom vorbi despre școală și orientări profesionale. În copilărie, cu continuare în adolescență și în final la tinerețe, omul se formează pentru o activitate care trebuie să fie în mod normal plăcută, dar și necesară vieții pe pământ. Nu se poate trăi fără să facem ceva. Când a așezat Dumnezeu omul pe pământ, este scris în cartea Genesei, capitolul 1, versetul 28, că i-a binecuvântat și le-a zis, creșteți, asta înseamnă și formați-vă, educați-vă. Ce folos ar fi să avem un om care crește doar din punct de vedere fizic, să fie de 2 metri și să nu fie în stare să facă ceva și cu atât mai mult să știe ceva, să aibă cunoaștere. Umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți. Ei, această stăpânire, administrarea pământului, necesită o educație corespunzătoare. Ba mai mult să ne gândim că e necesar să muncim ceva în viață, nu doar pentru noi, ci și pentru cei care ne sunt dați în grijă, în prim plan pentru familie. Așadar, formarea oricărei generații presupune școlarizare și dobândirea unor cunoștințe teoretice și practice necesare unei profesii. De lucrarea aceasta este responsabilă familia. Nu întotdeauna au fost școli publice. Apoi este responsabilă biserica, în mod deosebit în Israel, dar și în istoria țării noastre. Biserica. Dascălul era preotul. Dar acum avem și aceste școli de stat, particulare, de cultură generală, de specialitate. Așadar, când dobândiți o diplomă, cum a procedat un copil când la sfârșit de an s-au împărțit premiile, a dat premiul la mama și a spus, ai și tu meritul tău aici. Citeam astăzi despre Johann Amos Comenius, un filozof, gramatician și pedagog ceh, în același timp prezbiter al fraților moravieni, cel care s-a ocupat întreaga viață de perfecționarea modelor pedagogice, a fost chemat în vremea lui la mai multe universități, în mai multe țări, pentru a pune la punct sistemul educațional. Și rețineți, a fost un prezbiter al fraților moravieni. Este considerat în momentul de față părintele educației moderne. În lucrarea sa didactica magna, ascultați, acum citez, el considera că natura înzestrează copilul numai cu semințele științei, moralității și religiozității. Ele devin bun al fiecărui om numai prin educație. Rezultă că în concepția sa, educația este o activitate de stimulare acestor semințe și implicit de conducerea procesului de umanizare. Omul nu poate deveni om numai dacă este educat. Am citit cu ani în urmă despre niște copii ce au preluat din jungla amazoniană, sălbatici, am putea spune, fără haine, fără cultură, un vocabular foarte restrâns.
Erau vreo 40 de copii și le împărțea în fiecare zi câte un fruct mango, probabil la micul dejun sau știu eu când. Și care erau mai robuști, apucau două, trei fructe, care erau mai slăbuți, nu apucau să ia niciuna. Și educatorul, cu o nuielușă pe care îl atingea pe cel ce lua două și spunea, una, la care n-apucai de dea și spunea, una. Și peste câteva săptămâni, fiecare știa să spună una și să ia una. Omul fără educație nu este om. Dumnezeu când l-a creat pe Adam, creindu-l matur, l-a creat direct înțelept. Adam știa deja, dar toți ceilalți, cu excepția lui și a Evei, sunt creați mici. Așa cum se spune că s-a dus cineva într-o localitate în Italia, era turist și n-a văzut nici o statuie, nici o inscripție, ceva cu cine s-a născut acolo, cu cine a trăit acolo, a zis, în localitatea aceasta nu s-a născut niciun om mare. Și unul, neînțelegând sensul întrebării, a zis, la noi toți oamenii se nasc mici. E un adevăr că dacă Dumnezeu așteaptă, sau părinții 20 de ani după noi să ne maturizăm fizic, e nevoie, poate tot cam atât, că și cei 7 ani de acasă nu-s pierduți, sunt chiar foarte valoroși, ca omul să devină educat. În Proverbe, în capitolul 1, este scris că educația trebuie să aibă nu doar rol de cunoaștere, în sensul de informare, ci și de formare a caracterului, versetul 3, pentru căpătarea învățăturilor de bun simț. Astea la ce profil se învață? La profil real sau la profil uman? Peste tot ar trebui să fie, nu? Și tot în Proverbe scrie în 19:20, ascultă sfaturile și primește învățătura. De ce? Vrea altul să fie dascăl? Ca să fii înțelept pe viitor, este în folosul tău, să fii educat. Avem 3 capitole în seara asta. Primul, educație școlară, al doilea, orientări profesionale și al treilea, probleme și soluții specifice. Mai întâi, deci, educația școlară. Așa cum știți, școala începe în mod deosebit, 8 clase, cum este în sistemul actual, de cultură generală. Necesară pentru a cunoaște creația, istoria, realitatea socială, tehnică și culturală. Cu alte cuvinte, să știm pe ce lume trăim. Au fost alte vremi fără școală. Există și acum. Poate ați auzit că, poate cu un an, doi, trei în urmă, un misionar de origine engleză sau americană a încercat să ajungă pe o insulă undeva în Oceanul Indian și acum oamenii trăiesc înapoiați, cu arcuri, cu săgeți confecționate rudimentar și l-au străpuns acolo pe țărm când a încercat să acceadă pe insulă. Și sunt lăsați așa ca și o zonă, să spun, de vizitare, ca un fel de grădină zoologică, o grădină umanoidă. Scrie în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 7, despre Moise, cel care a fost crescut la curtea lui Faraon, versetul 22, și a avut condiții că pe ceilalți evrei din Gosen nu i-a dus nimeni la școală, la cărămizi. Moise a învățat toată înțelepciunea egiptenilor. Aveau cunoștințe în vremea aceea chiar despre astre. E drept că era și o astrologie și demonologie, dar vorbim acum de partea strictă naturală, reală. Aveau cultura lor în ce privește tehnica, piramidele și alte domenii. Și era puternic în cuvinte și fapte. Dar dacă vorbim de cultura generală, este ceva de prin rang să avem și cunoaștere religioasă. Să ne imaginăm un copil care termină 8 clase sau și liceul și rămâne doar cu informația că omul este
provenit din maimuță. Universul acesta a apărut în urma unui Big Bang colosal. Ce sărac ar fi omul să n-aibă cunoaștere despre Dumnezeu? De aceea noi în țară acum suntem avantajați că există și religie să se învețe în școală și că se învață la biserică și că se învață acasă și cele trei instituții se completează între ele. Au fost și alte vremuri, este și acum în alte țări, unde religia nu se învață. În Coreea, de exemplu, dacă găsește undeva o Biblie sau dacă se scapă vreun copil să spună la școală că părinții săi se roagă, îi duce pe toți în lagăr. Și părinții oarecum sunt motivați să se ascundă de însăși copiii lor, pentru a nu își pierde libertatea. De aceea este foarte important să punem la domeniul cultură generală, cultura religioasă, cum este la catalog, prima rubrică, cu limba română și cu alte discipline de bază și apoi celelalte mai secundare. Ar trebui religia să figureze pe prima linie. În Biblie sunt peste 400 de referințe despre învățător și învățătură, cele mai multe în dreptul Domnului Iisus Hristos și a lui Moise, cei care au primit revelația la cel mai înalt nivel. Spune Cartea Sfântă în Neemia, în capitolul 9, se ruga omului Dumnezeu aici, citesc ceva referitor la valoarea acestor adevăruri sfinte, versetul 13, te-ai pogorât pe muntele Sinai, vorbea el Domnului, le-ai vorbit de înălțimea cerului, le-ai dat porunci drepte, legi adevărate, învățături și orânduiri minunate. Astea sunt cele mai de preț informații de cultură generală. În Biblie avem date și de ordin medical, de exemplu, sau în alte ramuri ale științei. Ceea ce spune în Biblie referitor la spălături, la curățările din Vechiul Testament, oamenii au adoptat în medicină niște norme de igienă scrise în Biblie, date în urmă cu 3000 de ani, le-au adoptat abia în secolul XIX. Date despre faptul că pământul este rotund, de suprafața acoperită de apă și respectiv de uscat, sunt scrise în Biblie cu 600-700 de ani înaintea noastră, în vremea lui Isaia. Biblia nu este în primul rând carte de știință, nici o ramură a științei, dar are referiri generale și chiar am putea să verificăm anumite științe prin ceea ce este scris în Biblie. Dar ceea ce este mai important scris în Biblie țintește mântuirea noastră. Orice altă profesie care o știu, orice altă educație. Am mai amintit despre oameni faimoși ai noștri. Cum este Mircea Eliade, o enciclopedie de cercetare a religiilor și în alte aspecte ale vieții. Dar dacă omul n-a ajuns să creadă ceea ce este scris, totul se pierde. Poeți de valoare, ca poetul nostru național, Eminescu, sau alți oameni ce au avut România și, bineînțeles, alte țări, dacă nu au cunoaștere sfântă, poate ați văzut, sunt în unele orașe, nu știu dacă la Arad, parcă era așa și într-o vreme, o inscripție undeva pe o pancartă pentru reclame, degeaba știi să citești dacă nu ai citit Biblia. Mare adevăr. În Proverbe 22:19 scrie, pentru ca să spui încrederea în Domnul, vreau să te învăț eu astăzi, da, pe tine. Se spune că teologia este regina științelor, iar teologia sistematică este corona reginei. Teologia sistematică este acea componentă teologică în care sunt prezentate în mod ordonat diferite teme ale Sfintei Scripturi. O a doua idee aici. Educația de specialitate, de regulă ce începe cu perioada liceului, în alte țări chiar mai devreme. În adolescență se continuă până la finalizarea studiilor cu o parte teoretică și aici apare și o parte practică. Vreau să vă dau aici ca exemplu pe Solomon. În Eclesiastul, în capitolul 1, versetul 13, el spunea ce i-a plăcut să învețe, să studieze. Mi-am pus inima să cercetez
să adâncesc cu înțelepciune tot ce se întâmplă sub ceruri. Iată o îndelnicire plină de trudă la care se pune Dumnezeu pe fiul oamenilor. Și ne întoarcem la 1 Împărați, capitolul 4, unde este scris că după ce a studiat, ce manuale, să le spunem așa, sau chiar enciclopedii, a compus. Păcat că nu s-au păstrat, îmi spune noi. 1 Împărați 4 cu versetul 29. Dumnezeu a dat lui Solomon înțelepciune, foarte mare pricepere și cunoștințe multe ca nisipul de pe țelmul mării. Versetul 33. A vorbit despre copaci, i-a analizat, îi plăcea să se studieze. De la cedul din Liban până la isopul care crește pe zid, a vorbit de asemenea despre dobitoace, despre păsări, despre târătoare, despre pești. I-a analizat. Veneau oameni din toate popoarele să asculte înțelepciunea lui Solomon, că parcă și eu m-aș fi dus. Din partea tuturor împăraților pământului care au zisuri vorbindu-se de înțelepciunea lui. Iată pe ce s-a specializat Solomon. Avea cunoștințe și în științe politice. Scrie aici și în alte domenii filozofice, poetice și așa mai departe. Dar am vrut doar să punctez un domeniu, că nu sunt toți atât de larg hăruiți de Dumnezeu ca să poată fi specialiști în mai multe domenii. O a treia idee aici. Caracteristici ale educației școlare. Ce simplu ar fi dacă la memorie ar fi un loc unde să ne pună așa, un stick așa, și să ne introducă informația pe acolo. Așa să descărcăm, așa ca de pe internet, imediat. Numai că în minte nu intră așa informațiile. Trebuie să frecventăm o școală, să ascultăm cu atenție, să scriem. Mie chiar îmi plăcea când învățam un curs, de exemplu, să-l scriu în sinteză, rețin mai ușor. Repetiția, cum se spune, este mama învățăturii. Folosirea unor materiale ajutătoare, a unor schițe, a unor planșe. Știți că Dumnezeu le-a spus la oameni să scrie? Vă zice Dumnezeu lui Moise. De exemplu, în Cartea Deuteronom, capitolul 31, versetul 19, să scrie o cântare și să-i învețe. Oare să-i învețe doar partea de text, ca pe poezie, sau să-i învețe și linia melodică? Probabil că împreună. Acum scrieți-vă cântarea aceasta, învață pe copilul Israel să o cânte, versetul 22. În ziua aceea Moise a scris cântarea și a învățat pe copilul Israel să o cânte. Nu știu cât a durat asta. Depinde de volumul materiei, de capacitatea copiilor. Scrie despre leviți, știți că erau cântăreți cu fel și fel de instrumente. În cartea 1 Cronici 25 cu versetul 8, au tras la sorți pentru slujbile lor, mici și mari, învățători și ucenici. Nu știu cum învățau atunci. N-aveau gama sol și gama fa ce avem noi și toate notele, nu? Dar cu siguranță că nu-i punea instrumentul în mână, punea mâinile pe capul lui și spunea, să știi să cânți. Asta presupunea un timp în care trebuia să înveți. Citești și din Proverbe 22. De la versetul 17. Pleacă-ți urechea și ascultă cuvintele înțelepților. Metode de a învăța. E învățătura mea în inimă, ceea ce înseamnă în minte. Căci este bine să le păstrezi înăuntru tău, să fie toate deodată pe buze. 20. N-am așternut oare scris pentru tine sfaturi și cugetări, ca să te învăț lucruri temenice, cuvinte adevărate.
Să nu lăsăm cărțile să fie scrise pe degeaba, școala să fie plătită pe degeaba. Chiar dacă nu la toți le place școala la fel, mă gândeam că poate când aud unii tema asta cu școala, nici nu vin în seara asta. Știți că Einstein a învățat foarte greu să vorbească și a fost slab la școală? Și când atunci când a intrat la facultate a picat? Și totuși a fost un om de calibru genial. Despre Abraham Lincoln este scris că a avut câteva insuccese, inclusiv pe linie școlară, profesională. Dar nu s-a lăsat. Îmi amintesc de școală, aveam la un moment dat un coleg de bancă, era mai slăbuț în a memora. Era tocilar. Dar nu s-a lăsat, deși era într-o familie săracă. A vrut să ajungă inginer și a ajuns. Pe vremea comunistă nu oricine ajungea inginer. Era mai înainte, în vremea părinților mei, când cine avea 7 clase, era aproape ca acum cu master și cu doctorat aproape. Alții n-aveau decât vorba aceea, 2 clase ca trenul, cum se spune. Dar în timp se cere tot mai mult. Apropo, știți când au apărut primele universități în Europa? Nu vă spun. Dar în vremea noastră trebuie să facem față unei perioade în care, așa cum s-a spus în Daniel, mai întâi cu aplicație în plan religios și apoi și la modul general, când cunoștința a crescut. Oamenii acum au atins domenii necunoscute înainte și s-au depășit niște limite față de ceea ce a fost până acum. Așadar, este nevoie de educație școlară, cu truda necesară. Dar vremea tot trece, măcar să treacă în folosul nostru. În al doilea capitol, orientări profesionale. Eu cred că orientarea profesională este anticipată de aptitudini naturale. De fapt, cu înzestrările divine pentru fiecare copil, pentru fiecare individ, iar educația școlară de specialitate doar îl califică pe un tânăr să fie un bun profesionist. Cu alte cuvinte, eu cred că într-o genă a noastră e scris cam ce ar trebui să devină fiecare. Există anumite înclinații, la unii se observă mai ușor, la alții se depistează mai greu. Astfel, în funcție de aceste observații și de mentorii lor, băiat sau fată poate fi canalizat mai ușor sau mai greu pe direcția care ar trebui să meargă. Spre exemplu, în școală am învățat bine, dar două materii trebuia să am grijă să nu-mi strice media, muzica și desenul artistic. De aceea la muzică, pentru a nu strica media, îmi dădea note pe teorie. Asta era floare la ureche. Alții, chiar aseară îmi spunea cineva de o fetiță, că de mică desena cu o mână de artist. Și-au îndreptat-o spre un anumit domeniu de grafică. Pentru a fi un bun profesionist în muzică, trebuie să ai ceva de la naștere. Și așa este în toate. Mi-amintesc că am fost la o familie în județul Vâlcea, aveau doi băieți. Și a venit o vecină și le-a dus câte o mașinuță la fiecare. Unul repede a luat-o și a pus-o în parcul lui alături de celălalt. Celălalt a zis, fără să pună mâna mea, numai mașini ai. Și îmi zice tata său, uite ăsta stă o jumătate de ceas și studiază o muscă. Îi plac insectele. Altele, în mod deosebit, o fată, fugi de paianjuri la vecini, dacă e singur acasă. Ăsta stătea încă un paianjuri, cât ar fi de ciudat, să-l studieze. Mai zic, pe ăsta să-l faci biolog, că dacă îl bași pe ăsta între mașini, îl chinui, îl strivește. Pentru că fiecare are o pasiune a lui, o înclinație. Am avut înclinația de mic să aranjez, să socotez, să calculez. Mi-am găsit un caiet, așa, oricum era din perioada școlii generale, am făcut inventar la cărțile ce le aveam, la toate ustensilele și în urmă am scris inventarul, a fost încheiat în data cu tare, la ora cu tare.
Dar la noi în zonă nu era în vremea aceea liceu economic să mă orientez spre contabilitate. Cel mai bun liceu era electromecanic. Aia am făcut, dar nu mi-a plăcut, nu o să schimb un bec dacă e mare nevoie. Și după aceea m-am dus și m-am aliniat la ceea ce îmi place. Nu mi-ar place munca de șantier numai dacă n-aș avea ce face. Mă deranjează că tot timpul rămâne lucru împrăștiat, că la alții ce le place în șantier. Deci, ce, lasă că avem și mâine de lucru. M-am dus undeva la o biserică și îmi permiteam, erau acolo doi frați, un amvon, erau acolo și partituri și biblii. Măi, zic, dacă aș sta mai mult la voi, primul lucru ce l-aș face, aș face curăție în amvon. Să fie ordine, să fie aranjate. Și am văzut alți oameni, nu-i deranjează că își lasă lucrurile împrăștiate. Ăștia cred că se ia cu desenul artistic, de-aia mie nu mi-a plăcut desenul artistic, că nu-s lucrurile cu forme regulate. Da. Dumnezeu nu ne-a creat pe toți la fel. Eu mai în tinerețe făceam alergie la oameni împrăștiați. După aia mi-am dat seama că, cine știe, eu sunt mai normal sau altul mai normal. Cel puțin m-am împăcat cu ideea că e diferit. Aici vreau să vă citesc din Biblie, ca să vă arăt asta. Scrie în Daniel, în capitolul 1, vorbeam de înclinații naturale, care de fapt eu le numesc înzestrări divine. Așa, ca să dau un exemplu plastic, sunt unele bomboane care nu au ceva dulceață înăuntru, deși bomboana e dulce, tot conținutul ei, dar țin minte când eram copii, erau niște bomboane, tu nu prea erau atât, erau bomboane vărsate, băga un val, ceva ca o lingură mai mare și spunea așa într-un ceva făcut așa conic din hârtie. Și întrebam noi că sunt bomboanele goale sau sunt cu ceva înăuntru. Să știți că nu este niciun om gol fără să n-aibă ceva înăuntru. Mai că trebuie găsit acel dinăuntru și dezvoltat. Scrie în Daniel 1, de la versetul 4, că au luat babilonienii niște tineri care i-au văzut mai răsăriți între ei. Și scrie aici în versetul acesta, în stare să slujească, pe care să-i învețe scrierea și limba haldeilor. Nu știm câți au fost. Biblia nominalizează doar 4 cu realizări spirituale deosebite, prieteni toți. Dar scrie în versetul 7, Dumnezeu a dat acestor 4 tineri știință și pricepere pentru tot felul de scrieri, înțelepciune, mai ales când s-a făcut pe Daniel priceput în toate vedenile și în toate visele. Deci, dragii mei, când e vorba de școală, rugați pe Dumnezeu, spui, Doamne, ce ai pus în mine? Ce sunt rânduit să fac? Ce mă voi pricepe să fac mai bine? Pentru ca nu cumva să mă apuc să fac altceva ce nu voi putea face atât de bine. Știți că majoritatea oamenilor folosesc mâna dreaptă mai bine, da? Poți face cu stânga ce faci cu dreapta? Dar care îi rânduit, că e sceptic să scrie cu stânga, pune să scrie cu dreapta, nu? Este tot așa măzgălit ca și când scriu eu cu stânga, nu? Pentru că este alt fel. Și acest alt fel sau acest fel vine de la Dumnezeu. Și noi trebuie să-L înțelegem. Scrie în continuare că împăratul a stat de vorbă cu ei și n-au fost alții mai capabili. Ba mai mult aici ceva înțeleg că Dumnezeu pe ai săi, cum abia binecuvântat și scris în Deuteronom 28, a zis că îi face cap, nu coadă. Asta nu înseamnă că vor fi toți în frunte, mă refer la poziții sociale sau în poziții de conducere. Dar va fi fiecare un meseriaș bun, va ști ce să facă, nu va trăi fără să-și vadă rostul, să-și găsească specializarea pentru școală, să fie un bun profesionist, ba mai mult. Dacă ajungi un tâmplar, un mecanic, un doctor, orice ar fi. Dacă e ceva ce înțelegi că Dumnezeu ți-a dat, e ceva ce chiar îți place, vei face mai bine, nu? Nu vei face doar așa să fie făcut. Dumnezeu nu ne pune să facem ceva ce nu ne place. Am putea să facem aici comparația cu chemarea care o avem în biserică. Dumnezeu face ca fiecare să poată
să fie util și în același timp să se bucure de ceea ce face. Recunoscând că asta vine de la Dumnezeu. Dar pentru a dezvolta aceste semințe, cum spunea și acel pedagog și frate ceh, pentru a fi dezvoltate, bine, este necesară o pregătire, o educație de specialitate. Și în vremea noastră s-a dezvoltat, așa cum spuneam, mai mult ca până acum tehnica, numai că nu întotdeauna cu scopuri pozitive. A fost valabil și în istorie, dar acum cu atât mai mult, nu orice profesie merită îmbrățișată. Nu orice meserie este potrivită pentru un credincios. Nu cred că a pus Dumnezeu în vreo fată darul să danseze frumos. Nici să fie super acrobată, să se învârtească așa pe coardă. Sunt cariere care nu sunt recomandate pentru un credincios. Cineva m-a întrebat dacă poate să fie, era ceva de domeniul armatei. Și am zis, ce vrei, să ne persecuți, mâine, poimâine? Nu este ceva foarte potrivit pentru un credincios. Sportul. M-a întrebat cineva care terminase facultatea de educație fizică și sport. Îmi spune, poți să fii și tu un profesor, dar carieră și în același timp să fii un om evlavios sau să devii un antrenor de performanță, nu poți să fii. Nu doar așa pentru că nu poți să participi în weekend la biserică. Dar acolo sunt alte valori căutate. Sau nu poți să fii un actor. Să joci în filme, când filmele știm doar ce industrie sunt. Nu poți să practici orice din medicina alternativă. Sau, cum spunea cineva, nu poți să te faci cărciumar, că nu te poți lăuda cu clienții tăi. Deci sunt incompatibilități. Sau legate de tehnologia noastră. Nu poți să te duci să filmezi orice. Îmi amintesc că eram la liceu și aveam un aparat foto, cum era atunci, trebuia developat. Și între altele, l-am dus la un atelier acolo, știu eu, și prinsesem un câine când a sărit, atunci l-am pozat. Și cel ce era acolo, zice, că te pricepi, zice, să te duci la, uite, am o nuntă, o nuntă în lume. Eu n-apuc, cât de cât te pricep, te mai instruiesc eu să te duci. Păi ce căutam eu să filmez, să fotografiez, că atunci nu era cu filmări la o nuntă în lume, nici nu mai știu cum m-am scuzat. Și am tot fugit, nu? Păi nu era asta pentru mine. Încă de la început, vă voi citi câteva versete, au fost profesii care n-au fost date de Dumnezeu, au fost investiții naturale pervertite. În Genesa, capitolul 4, scrie despre spița prin Cain. Versul 21 este prima mențiune despre... Da, vă citesc. Numele fratelui său era Iubal, el a fost tată tuturor celor ce cântă cu alăută și cavalul. Prima mențiune despre instrumente. O dezvoltare fără precedent, am spune. Țila de parte i-a născut și a pe Tubal Cain, făuritorul tuturor neltrilor de aramă și de fier. Iată, dezvoltare industrială. Poate prima revoluție industrială, cum se spune mai târziu. Dar oamenii aceștia nu cântau pentru slavă lui Dumnezeu, au fost nimiciți toți la potop. În cartea Deuteronom, în capitolul 12, scrie despre un sfat, de fapt, chiar o reglementare foarte strictă, dată de Dumnezeu prin Moise, versetul 29 și 30, după ce Domnul Dumnezeul tău va nemici toate neamurile pe care le-ai vezgolit dinaintea ta, după ce le vei zgoni și te vei așeza în țara lor, deci în Canaan, vezi, să nu te lași prins în curvie călpând pe urmele lor, după ce vor fi nimicite dinaintea ta, ferește-te! Să nu cercetezi despre Dumnezeilor și să zici, cum slujeau neamurile acestea Dumnezeilor? Și eu vreau să fac la fel. Feriți-vă să vă apucați, de exemplu, cineva să facă un reparat despre horoscop. Nu e un domeniu în care trebuie să te apuci.
Vrei să faci o temă de licență despre vrăjitoare. Schimbă-ți repede subiectul. Și vrei să te duci la vrăjitor, să le iei interviuri, să faci studii de caz. Nici vorbă de așa ceva. Nu sunt pentru noi. Scrie în Proverbe 19:27. Încetează, fiule, să mă asculți învățătura dacă ea te depărtează de învățăturile înțelepte. Schimbă-ți profilul repede, schimbă-ți mentorul. Pentru că vei fi ruinat. Deci trebuie să ne pregătim, dar să fim selectivi. Urmează o idee care nu știu dacă vă place, dar o să vă amintiți de ea dacă mai ține lumea asta. Munca în agricultură este cea mai sănătoasă pentru minte și pentru întregul trup. Știați asta? Ba mai mult, este o raportare bună față de Creator. Dacă lucri într-un laborator, ieși din bloc, intri în mașină, intri într-o clădire, tu nici nu știi când plouă și când nu plouă, numai așa că vrei să mergi la iarbă verde. Dar natura ești mult mai dependent de Dumnezeu, dar e sănătos, te recreezi. Dar nu neapărat să devii agricultor dacă poți să ai altă profesie și ai altă înclinație, dar este și, poate fi o profesie de bază sau cel puțin o activitate suplimentară sau recreativă. Dar pentru că ultima vreme a fost bunăstare, oamenii dacă au bucut o bucățică de pământ, gazon. E, pune și tu două cepe acolo. Două fire de usturoi. Să vezi ce sănătos este, ceva bio. De asta poate fi bio cu adevărat, că ce cumpărăm noi, țin minte că am întrebat-o de la Kaufland de la legume, lămâi, așa, sau lămâi bio? Și zicea de acolo, aveți de treabă bio. Noi nu știu cât sunt de bio. În Geneza 2 scrie că Dumnezeu l-a pus pe om în grădină să muncească. E sănătos. În 2 Cronici 26 scrie despre împăratul Ozia. Ceva frumos. Am spus că totul depinde de o înclinație care o are cineva, dar pământul e cam pentru toți, cel puțin într-o anumită măsură. 2 Cronici 26:10. A zidit turnuri în pustie, a săpat multe fântâni, pentru că avea multe turme în văi și în câmpie și plugar și vieri în munți și la Carmel, căci îi plăcea lucrarea pământului. Mie, de exemplu, îmi place pomicultura. Unul dintre băieți mi-a zis, tata, pentru tine pomii sunt al doilea rând de copii. Da, îmi place să altoiesc, să văd așa, după mentalitatea mea, să-i văd ordonat, dacă nu e ordonat, îl scot din rădăcină și îl mut să fie în linie. Dar am văzut și rostul celor din pădure, că sunt cândva în excentrismul meu, mi se părea că și faci în pădure, ar trebui puși în linie. Dar e bine că nu sunt puși în linie, au în vedere fauna și flora, toate care sunt împreună acolo. Ar vedea lupul căprioarele așa, ar sta numai la culoară. Sunt făcute toate cu cap, nu trebuie puse toate în linie. Cum ar fi dacă toți copacii ar fi cabrazi? Băi, ne-am plictisit. Cum? Hai să-ți mai arăt un copac. Nu, că toți sunt drepți. Nu sunt drepți. Sunt fel și fel de copaci pe pământ. Știți care e cel mai mare copac? Nu ăia înalți din America, din California. Sunt un soi de copaci undeva prin Asia, unde ajunge creanga jos, face rădăcină și de acolo face altă tulpină și e așa, ca și cum ar trăi și bunicul și străbunicul și tata și nepoții și strănepoții. O are foarte mare. Dumnezeu a făcut copaci, fructe, toate foarte diferite. Scrie în Isaia, capitolul 28, și nu uitați că asta a fost cu mult, mult, mult timp în urmă. Versetul 25. Hai de la 24. Cel ce ară pentru semănătură are necontenit, necontenit își brăzdează și își grăpează pământul. Oare după ce netezit fața pământ nu aruncă el măzăriche și seamănă chimen, nu pune el grâu în rânduri orzul într-un loc deosebit și alacul pe margini? Dumnezeu lui l-a învățat să facă așa. El a dat aceste învățături. Deci pe unii Dumnezeu i-a înzestrat pe linia aceasta. Și o ultimă idee aici, este indicat ca orice om să aibă o profesie. Chiar dacă este chemat în lucrarea Domnului de tânăr. Și am un simplu argument aici. Chiar și Domnul Iisus din cer, care n-a venit pe pământ să aibă nici familie să o întrețină, nici carieră,
a fost mai întâi tâmplar. Așa că cei ce vreți să mergeți la teologie, mai pe lângă teologie să aveți și altă meserie. Așa ar fi normal. Pavel a lucrat și la facerea cortului și scrie în Fapte 18 la 3 la 5 că atunci când a putut, folosesc termenii actuali, să fie scos din producție, să se dedice între totul lucrării, au muncit alții. Dar avea și el profesia lui. În al treilea capitol, îl amintesc pe scurt, probleme și soluții specifice. Sunt câteva aspecte negative care pot să apară în privința școlii și orientării profesionale. Primul aspect, riscul neșcolarizării și abandonului școlar. Se pierde vârsta de aur a memoriei cu consecințe adesea irecuperabile. Soluția aici este îndrumarea. Am în minte un tânăr care a intrat de două ori la facultate și de două ori a abandonat în primul an. S-a însurat și doamna l-a motivat. A terminat facultatea și a ajuns un profesor bun. Când a dat examen pentru titularizare sau ceva de genul acesta, a avut cea mai mare notă pe județ. Și el, sărmanul, a abandonat în primul an. Unii trebuiesc îndrumați. Scrie în Proverbe 15 cu 5. Nesocotitul disprețește învățătura tatălui său. Dar cine ia seama la mustrare, nu putem lăuda pe ăsta care a abandonat școala, nu? Ajunge înțelept. Lăsați-vă îndrumați. O a doua problemă posibilă. Tendința de lenevire și parazitare. Mai cu seamă cu tehnologia noastră. Mai întreb pe adolescenți, pe tineri, ce-ți place? Cartea îți place? Munca îți place? Nu, niciuna. Dar ce-ți place? Pui la filme. Păi nu se poate. Cine nu învață să lucreze, învață ori să cerșească, ori să fure. Doar una. Aici este necesară instruirea și disciplinarea. Nu-ți place cartea, nu vrei cu apa, ia sapa. Din două una. Altfel nu te chemăm la masă. Scrie în Proverbe 12 cu 27, leneșul nu-și frige vânatul, dar comoara de preț a unui om este munca. Așadar, să n-avem de face cu așa ceva. Doamne, ajută! O a treia problemă, lipsa puterii de decizie, lipsa de a te putea decide să alegi pe ce specialitate să te duci, la ce facultate să te înscrii. Aici e nevoie de motivare și de mentor și exemple pozitive. S-ar putea să fi întâlnit anumite aspecte negative. Și asta să te ruineze, cineva te trage într-o parte, altceva în altă parte, dacă n-ai nicio spiritualitate bună, să ai o călăuzire, să te ajut să înțelegi ce, cu ce te-a înzestrat Dumnezeu. Și dacă asta se mai asociază cu problema anterioară, cu lenea, chiar că e o problemă. Am întâlnit tineri care, așa cum spuneam, se lua facultate, poți să înscriu la alta. Ceva trebuie făcut. O reconversie profesională la 30-40 de ani e mai dificilă. Cum mi-a spus cuiva care spunea, nu, meu nu trebuie să fac școală, mă fac cioban. Băi, au și oile nevoie de păstor, nu-i vorba. Dar dacă tu te-ai face doctor și mâine vrei să te faci cioban, doar atâta trebuie să-ți cumperi oile. Dar dacă ești cioban și pe mâine vrei să fii doctor, n-ai ce căuta în spital decât ca pacient. A nu-i tot una. Și ultima problemă. Problema forțării limitelor intelectuale și fizice. Nu puțini studenți au ajuns la psihiatrie pentru că și-au forțat creierul să învețe peste limite. Scrie Solomon în Eclesiastul, capitolul 12, versetul 12. Încolo fiule ia învățătură din aceste lucruri. Dacă ai voie să faci o mulțime de cărți, să știi că n-ai isprăvi și multă învățătură
obosește trupul. Și Pavel scrie în Tit 2:6, învață de asemenea pe tineri să fie cumpătați. Ne amintesc că învățam cu un coleg în sesiuni și l-am dat, zis către el, pune-le deoparte, la mine nu mai intră. La care zice, la mine intră, dar cum intră, cum picură? Pe deasupra intră, pe deasupra se scurge. Avem limite. Trebuie să fie și timp de somn. De ce sunt făcute pauzele la școală? Trebuie să ieși puțin în natură? Așa, puțin cu cazmaua să lucrezi acum iarna, să stai pe o grădină în timpul sesiunii, așa, câte puțin, câteva rânduri. Să se cadă bine. Faci o mâncare? De asemenea, au fost unii care părinții au silit, vrea să facă doctor din ei. Le-a forțat capacitatea intelectuală și au ajuns pacienți, nu doctori. Pacienți cronici, la psihiatrie. De aceea, poate cel mai important lucru din tot ce am vorbit în această seară este să știm că Dumnezeu a pus o sămânță în noi când ne-am născut. Sămânța aceea trebuie cultivată. Dar dacă acolo este o sămânță de un fel, nu încerca să cultivi o plantă de altfel. Sunt chestiuni de ordin general, cultură generală. Toate plantele necesită anumite îngrijiri. Dar apoi unele plante necesită anumite îngrijiri, o anumită profesie necesită o anumită pregătire, o altă profesie, o altă pregătire. În concluzie, trebuie să știm că educația spirituală este prioritară educației școlare. Și chemarea în lucrare este prioritară orientării profesionale. Deci este foarte normal să te gândești ce trebuie să facă în viață. Dar nu-i normal, fără mai întâi să te întrebi, dar în biserică ce chemare am? M-am pregătit profesional, sunt doxă de carte, dar de Biblie. Cele pământești trebuie să fie subordonate celor spirituale și prin a fi compatibile, cum vă spuneam, nu orice profesie are etica creștină încorporată. Și o profesie fără a deveni o personalitate este un eșec. Așa scria în 119 psalmistul, referitor la valoarea celor sfinte care trebuie să primeze, dau gust la toate celelalte, citesc de la versetul 96, câteva versete, 119:96 în continuare. Văd că tot ce este desăvârșit are margini. Poruncile tale sunt fără margini. Cât de mult iubesc legea ta, toată ziua mă gândesc la ea. Poruncile tale mă fac mai înțelept decât vrăjmașii mei. Căci totdeauna le-am cu mine. Îmi spunea un frate care acum este bătrân, e dus în America. I-a plăcut să înveți Biblia și în liceu, în facultate. Punea întrebări să-i încuie pe ceilalți, că se folosea de argumentele Bibliei. Și la un moment dat l-au numit elevul care n-are voie să pună întrebări. Pentru că ei n-aveau răspunsuri pe care să-și le permită datorită ideologiei lor. Sunt mai învățat decât toți învățătorii mei, căci mă gândesc la învățăturile tale, am mai multe pricepere decât bătrânii, căci păzesc poruncile tale. Domnul să ne ajute și nouă. Să nu devenim doar ca atenienii pe care scrie în Fapte 17, că nu făceau altceva decât să audă ceva nou. Noi am învățat pe Pavel în Areopag, a, tu spui ceva interesant, n-am auzit, să trecem la Catastif. Dar când ne-a vorbit despre cele spirituale, ce au zis ei? Nu mai participăm la cursuri. Asupra acestui lucru te vom asculta altă dată. Ce trist. Și-a rămas cu panteonul lor. Cu zeități pe fiecare domeniu de activitate, dar fără un Dumnezeu adevărat rămăsese pentru ei necunoscut și când au avut ocazia să-L cunoască, n-au valorificat asta. Educația școlară dobândită, apoi, sau desăvârșită printr-o calificare profesională, trebuie să fie benefică societății. Și dacă este făcută la timp, cum spuneam, de adolescență, de tinerețe, este de mare folos. Iar risipirea vieții este un păcat propice altor păcate. Încheiem cu câteva versete din Proverbe, scrie în capitolul 1, și am putea pune școala
în mod deosebit școala sfântă, în rolul înțelepciunii de aici, 1 cu 20, strigă. Acasă, la biserică, la școală. Versul 22. Până când vor râne buniștiința? Întoarceți-vă și ascultați mustrările mele. Lasă-te instruit. Că dacă nu scrie în versetele următoare, nu vei fi liniștit. În viață vei avea probleme. Vor fi urmări. Tot înțelepciunea spune în 8 cu 33, ascultați învățătura ca să vă faceți înțelepți și nu lepădați sfatul meu. Vorba înțeleaptă spune, lângă un înțelept, apropie-te ca un burete, absorbe tot ce poți. Lângă un maestru, stai și urmărește cu atenție. Numai lângă nebun să-ți duci ciurul, să nu-ți rămână nimic de acolo. Să ai un filtru bun. Și tot în Proverbe scrie în 22 cu 6, învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Ceea ce te deprinzi acum să faci. Pune pe un bătrân să învețe la acordeon. Pune-l la trompetă, că numai câte de trebuie să folosească, vreo 3, nu? Păi nu mai merge, mai. De ce? A trecut vremea potrivită. Și scrie aici în versetul 29, și asta se poate spune despre orice meseriaș, despre orice profesie ce o vei avea, dacă vezi un om iscusit în lucrul lui. Dar cum spuneam, iscusit, n-ajungi peste noapte. Acela poate sta lângă împărați, nu lângă oameni de rând. Oameni de rând nu sunt cei care sunt simpli muncitori. Oameni de rând sunt cei care nu și-au găsit încă locul. Orice profesie ai avea poate fi de valoare, țăran să fii. Că asta poate pare mai de jos, o calificare, au toate bătrânele din piață, nu? Da, dar este și aceea o profesie necesară vieții, ba, cum vă spuneam, chiar una sănătoasă. Acolo, printre șirurile de porumb, nu-ți pierzi mintea, dar la computer mai ușor o să-ți o pierzi. Dar fiecare cu chemarea lui, care, așa cum vă spuneam, izvorăște de undeva, de la Dumnezeu, dătătorul vieții. Dumnezeu să vă înzestreze pe toți, așa ca pe Daniel și pe cei trei, dar să ne și țină ca pe Daniel și cei trei, neîntinați de lumea aceasta. Să fim buni profesioniști, păstrând titulatura asta, și în biserică, tot prin harul lui Dumnezeu, ca să trăiți o viață cu folos. Domnul să vă ajute. Amin.